Bună ziua, dragii mei! Astăzi ne vom reîntâlni cu lumea legendelor. Iar din această carte, Legende Românești, pe care noi am primit-o în dar de la editura Gama, am să vă spun legenda Dreptatea lui Țepeș. Se spune că domnitorul Țepeș Vlad nu era doar viteaz și înțelept, ci se străduia să facă mereu dreptate celor nevoiași. Într-o zi, la curtea lui Vlad Țepeș, au venit doi oameni, un târgoveț bogat și un sărac. Atât de sărac era îmbrăcat zdrențuros și de-abia se mai ținea pe picioare. Țepeș, doamne, i-a primit acolo în fața lui și i-a întrebat: care-i problema voastră? Ce s-a întâmplat? Târgovețul cel bogat a început cu plângerea: Mărite, doamne, uite, eu i-am împrumutat țăranului ăsta un galben. I-am împrumutat un galben și el nu mi l-a dat. O, mărite, doamne, a spus țăranul, într-adevăr, mi-a împrumutat un galben, dar să știți că i le-am dat înapoi cât de repede am putut. Mi-a fost greu pentru că eu am acasă 3 copii de crescut și greu am adunat banii ca să pot să fac un galben de aur ca să-l dau. A, spuse târgovețul, da, mi-ai dat banul ăla, dar... Ce crezi că eu împrumut așa bani și să n-am niciun câștig? Doar știi că pe lângă banul acela de aur, trebuia să mai îmi dai încă 9 galbeni. Dar de unde am eu să-ți mai dau încă 9 galbeni? De-abia am reușit unul singur. Ei, nu mă interesează cum ai putut face rost de unul, puteai face rost și de ceilalți 9. Vlad Țepeș s-a uitat la ei și i-a venit o idee. Le-a spus acestora: haideți cu mine în grădină să vedem acolo cum rezolvăm problema voastră. În grădină era o grămadă cu bolovani. Domnitorul îi spune târgovețului: ridică un bolovan de acolo, să văd, poți să-l ridici? Acesta se apleacă și ia primul bolovan cu greutate, așa, îl ridică și domnitorul îi spune: da, bolovanul acesta reprezintă banul de aur pe care l-ai primit înapoi de la țăran. Ia mai ridică încă un bolovan. Târgovețul lasă primul bolovan jos și vrea să-l ia pe al doilea. Dar domnitorul spune: nu așa. Pe lângă primul, ține-l în brațe și pe al doilea. A, nu pot, e mult prea greu pentru mine. Da, spuse domnitorul, ia-l și pe al treilea și pe al patrulea. A, nu pot, cum, măria ta, să țin atâția bolovani? N-am cum. Ei, vezi, spuse domnitorul, tot la fel se întâmplă și cu țăranul acesta. Nu poate, nu are cum să-ți mai dea și ceilalți 9 galbeni. Așa că târgovețul a plecat de acolo, pedepsit, țăranul mulțumit și uite cum Vlad Țepeș a făcut încă o dată dreptate. Dragii mei, vă sfătuiesc să citiți povești, legende. Sunt atât de multe cărți minunate cu fel și fel de informații și istorioare despre neamul nostru, despre oamenii speciali care au trăit pe aceste meleaguri. Și bine ar fi să nu lăsăm să treacă ziua până nu am citit măcar o pagină dintr-o carte minunată. Și dincolo de toate aceste gânduri, vă mulțumesc că ne urmăriți
Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă mulțumesc pentru telefoanele pe care mi le dați, pentru gândurile minunate pe care mi le scrieți și vă mărturisesc, tot ce fac vine din bucuria și din prea plinul sufletului meu, pentru că din totdeauna am iubit poveștile și am să le iubesc cât timp voi trăi. Și tocmai de aceea vreau, sper, să vă fac și pe dumneavoastră să iubiți rădăcinile acestui neam, poveștile, oamenii minunați care au trăit pe aceste meleaguri și, de ce nu, să le dăruiți mai departe și celor mici. Ce zestre minunată ați pune în sufletele copiilor citindu-le povești, legende, basme. Pentru că dincolo de cuvintele dumneavoastră, în sufletul lor va rămâne bucuria și iubirea dăruirii dumneavoastră. Lucruri care niciodată nu se vor șterge din sufletele micuților. Acum, dragii mei, îmi iau la revedere. Vă doresc o zi minunată mai departe. Numai bine tuturor!